Bine ați venit! Aici avem urzica. Astăzi facem uleiul și mâine am să fac săpun. Săpun de urzică, să ne spălăm pe cap, este foarte, foarte bun. O să luăm și o să punem în borcanel. O să punem, eu am să le pun pe cele care sunt înflorite, urzica înflorită, vedeți? Ia uitați ce frumos! Și o așezăm așa în borcanel. Uleiul este făcut la cald. Și mâine o să facem săpunul. Așa, am să dau puțin așa deoparte. Și îl presez așa. Așa. Ca să iasă uleiurile din plantă. Mai punem puțin. Așa. Să nu aveți teamă de urzici. Că nu pișcă chiar așa de tare. Așa, vedeți? Și batem puțin, așa. Am strivit, mai bine zis, frunza noastră de urzică. Și vom folosi... Eu am să pun astăzi ulei de măslin, dar puteți pune și ulei de floarea soarelui. Vedeți? Acesta este făcut cu ulei de floarea soarelui. Așa. Și astăzi voi pune ulei de măsline. Și umplem aici borcanelul. Așa. Atât. Acum îl acoperim cu folie transparentă. Sau dacă aveți borcanele cu capace, le puneți capacul. Așa. Îl puteți și lega. Foarte bine, eu le las așa. Și o să le punem într-o tigăiță. Acesta este primul. Și o să umplem cu apă până pe 3 sferturi. Ia uitați, o să punem așa apă pe 3 sferturi. Și apoi uleiul puteți folosi pe tot corpul, pe păr, pe mâini. Așa, mai punem puțin. Așa, uitați. Și acum dăm pe foc, la foc mic. Și în momentul când apa începe să fiarbă, lăsăm în jumătate de oră. Am lăsat să se răcească puțin, după cum vedeți. Vedeți cum s-a tras? Amândouă s-au tras. Așa. Să se răcească și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere și ne vedem mâine cu altă rețetă.